Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem despre ce poate fi vorba pentru voi, dragii mei, în această etalare. Este o etalare generală pentru cupluri, așadar, să vedem în ce ape vă mai scăldați sau ce sentimente mai sunt între voi, ce mai simte persoana ta față de tine, ce mai gândește această persoană, cum mai sunteți amândoi. Așadar, haideți să vedem, dragii mei, prima carte în etalare. Iată că această carte este Asul de Bâte. Este o carte extraordinară, o carte care îmi vorbește despre un început între voi doi sau un început al tău cu o anumită persoană în viața ta. Fie că ți-ai dorit foarte mult această persoană să vină lângă tine, fie că poate nu te gândeai, poate că te-a luat prin surprindere. Și văd că ai găsit sau ți s-a deschis ocazia spre a cunoaște o anumită persoană, o persoană foarte deosebită, care ți-a cucerit inima de la, de la primele vederi, ca să spunem așa, de la prima vedere. Iată, draga mea sau dragul meu, că vei începe o relație foarte frumoasă alături de această persoană, veți începe să vorbiți exact așa cum începe orice relație, veți vedea că aveți destul de multe lucruri în comun, veți vedea că vă va plăcea cealaltă persoană și cealaltă persoană vă va da semnale că vă place, așa încât veți dori să inițiați ceva alături de această persoană, o relație extraordinar de frumoasă, un început plin de nebunie, ca să spunem așa, de pasiune nebunească între voi, bazată în primul rând pe atracție reciprocă, pentru că despre asta vorbim aici, este Asul de Bâte. Cu bâtele în general vorbim despre această pasiune extraordinară care există între cei doi parteneri. Și despre acest aspect este vorba și între voi, dragii mei. Nu rămâne îndoială că veți fi capabili de lucruri mărețe începând din acest moment, de schimbări majore privind viața voastră și vă veți deschide cu entuziasm spre o nouă etapă a acestei vieți ale voastre. Vă veți dori poate ca lucrurile să evolueze mai rapid între voi, pentru că văd aici că dorințele unora dintre voi sunt merg foarte mult spre a vă întemeia o familie și având în vedere că această persoană vă place foarte mult, vă gândiți deja la acest aspect. Da, dragii mei, iată că este o carte extraordinară și următoarea carte, iată că este Cavalerul de Pentacule. Această carte îmi arată faptul că persoana la care vă gândiți sau persoana spre care vă îndreptați atenția în această perioadă se apropie de dumneavoastră cu o șansă, cu o nouă oportunitate în dragoste. Iar această nouă oportunitate va aduce foarte multă stabilitate pentru voi, în primul rând stabilitate emoțională, dar și financiară. Văd în acest sens că această persoană ar putea să vină la voi cu opțiunea sau cu propunerea de a începe ceva împreună sau de a vă chema să lucrați în cooperare cu această persoană la propria sa afacere sau într-un job unde este el sau ea, această persoană, da? Văd că este foarte entuziasmat sau entuziasmată de activitatea pe care o face și crede că sau este convins sau convinsă că și tu ai face foarte bine dacă te-ai îndrepta spre acea oportunitate de a-ți aduce venituri. Așadar, pentru mulți dintre voi văd că se întrevede o șansă de a lucra împreună cu această persoană.
Oricum ar fi, văd că visul multora dintre voi se va împlini în următoarea perioadă. Văd că veți avea foarte multe șanse de a câștiga bani din mai multe surse, dar mai ales dintr-o anumită sursă foarte sigură, care vă va aduce foarte mulți bani. Acești bănuți dumneavoastră deja îi aveți programați pentru că vă gândiți de mult timp să vă cumpărați o căsuță a voastră sau o casă a voastră mare, frumoasă, așa cum vă doriți, cum v-ați dorit-o întotdeauna. Și știți că acest vis al vostru se apropie de realitate. Da, este un lucru cât se poate de benefic, mai ales dacă veți dori în viitorul vostru în viitorul vostru apropiat să vă întemeiați o familie. Și iată cât de frumos, dragii mei, vine următoarea carte în etalare, care este un 2 de cupe. Această carte nu mai are nevoie de nicio prezentare. Vorbește despre această relație extraordinară care este la orizont. Este, bineînțeles, vorba de relația dintre voi doi, care este aceea dintre două suflete pereche. Se pare că voi, dragii mei, iată, nu v-ați întâlnit deloc întâmplător, ci ați venit și în această viață ca să reluați o legătură, o legătură karmică, am putea să-i spunem, o legătură dintr-o altă viață și o reiterați aici pentru a spori evoluția voastră, atât împreună cât și separat. Despre această evoluție vorbim aici și despre faptul că veți fi foarte încântați să începeți această aventură a vieții voastre care vă va pune din ce în ce mai mult în legătură cu profunzimile sufletelor voastre și cu direcțiile pe care vi le-ați propus să le urmați în viață. O carte extraordinară, foarte frumoasă. De fapt, cărți foarte frumoase sunt acestea. Haideți să vedem și următoarele cărți lămuritoare. Iată că avem aici un as de pentagrame peste asul de bâte. Este clar că vorbim aici despre un început extraordinar de frumos, de fructuos între voi doi. După cum am spus și mai devreme, va fi vorba pentru mulți dintre voi despre a începe o nouă activitate sau despre a pleca într-un loc nou, un loc nou unde veți prinde rădăcini, mai ales aceia dintre voi care sunteți plecați sau care vreți să plecați în acest loc pentru a începe un job nou. Da? Veți prinde rădăcini acolo, veți face foarte mulți bănuți și veți câștiga respectul și admirația oamenilor pentru care munciți. Astfel încât veți dori poate să vă și stabiliți acolo, să chemați această persoană a voastră cu care sunteți, să o chemați acolo unde plecați și să vă faceți o viață acolo departe de familie, poate. Dar acest lucru nu înseamnă o mare schimbare pentru dumneavoastră, atâta timp cât partenerul sau partenera voastră este de acord și atâta timp cât vouă o să vă fie din ce în ce mai bine. Da? Puneți mai presus de toate mai binele relației și mai binele viitoarei dumneavoastră familii. Haideți să vedem și următoarea carte. Iată că este împărăteasa, dragii mei, alături de cavalerul de pentacule. După cum am văzut mai devreme, acest cavaler de pentacule vine, nu se grăbește foarte mult să vină spre tine, dragul meu sau draga mea, mai ales draga mea, dar se apropie din ce în ce mai mult și iată îți face această propunere poate de a urma acest cavaler în acea țară străină. Sau, oricum ar fi, de a urma această persoană în locul unde este pentru a începe o viață nouă. Pentru că despre acest început este marcant în această citire pentru voi doi.
iată, este marcat de amândouă cărțile, Asul de Bâte și Asul de Pentagrame, care sunt două cărți simbolice ale unui nou început în relație. Și această carte, Împărăteasa, care vine să vorbească despre faptul că te așteaptă, dragul meu sau draga mea, o perioadă plină de grație, plină de abundență, în care vei reuși să faci lucrurile exact așa cum îți vei dori și foarte multe oportunități se vor ivi în viața ta. Vei reuși să fructifici unele dintre aceste oportunități, vei reuși să faci și acea activitate care îți produce acea atâta plăcere și din această activitate văd că vei câștiga și bănuți în viitorul apropiat. Pentru unii dintre voi văd că aveți în sfârșit curajul să, sau unele dintre voi aveți curajul să faceți acele schimbări pentru viața voastră pe care nu l-ați avut până acum. Poate că până acum ați fost mai reticent sau reticentă în a face o anumită activitate, dar văd că de acum încolo veți găsi și pornirea și resursele necesare de a vă îndeplini în sfârșit visul. De asemenea, dragele mele, văd că pentru unele dintre voi vi se va împlini visul de a deveni mame. Așadar, iată că este foarte posibil ca în perioada următoare să rămâneți însărcinate sau cel puțin să aduceți în vederea partenerului vostru acest lucru, da? Acela că vă doriți să vă întemeiați o familie. Haideți să vedem și o următoare carte. Iată că avem aici șasele de pentagrame, dragii mei, alături de acest doi de cupe. Carte care anunță faptul că în viața voastră vă veți bucura în perioada următoare de foarte mult echilibru, da? Sau pentru aceia dintre voi care vă doriți acest echilibru în viață, iată că acesta își va face loc în mod negreșit în viața voastră, da? În acest sens văd că unii dintre voi care până acum este posibil să fi fost puțin mai cheltuitori sau, eu știu, prea împrăștiați, văd că vor rectifica aceste lucruri, da? Și vor deveni mult mai prevăzători în perioada care urmează, vor deveni mult mai cumpătați. Da, dragii mei, acestea sunt cărțile. Haideți să vedem și o carte din Lenormand. Iată că această carte a vrut să cadă în această etalare. Este numărul 33, așadar numerele 3, 6 sau 33 pot avea semnificație deosebită pentru tine azi. Este o carte care reprezintă cheia, poate fi cheia vieții tale, probabil că găsești răspunsul la multe întrebări pe care ți le-ai adresat până acum în legătură cu scopul vieții tale, îți găsești menirea, poate pe acest pământ și acest lucru te va umple de bucurie. De asemenea, văd că pentru unii dintre voi este posibil, după cum am spus și mai devreme, să reușiți în sfârșit să vă procurați sau să vă cumpărați casa visurilor voastre, poate că această cheie este cheia de la casa dumneavoastră sau poate că este o cheie de la mașină, da? Poate că doriți să vă achiziționați o mașină în perioada următoare. Haideți să vedem și o carte din oracol. Iată că acest mesaj vine către voi, este cel al dragostei adevărate, se pare că aceasta este povestea de dragoste a unei vieți întregi. Așadar, dragii mei, iată că nu puteți da cu piciorul unei asemenea povești de dragoste care s-a înfiripat între voi doi și care este menită să dureze o viață întreagă, după cum ne anunță și această carte. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate cele bune!